Salutare, motoriști! În scurta mea experiență, aș vrea să vă împărtășesc și vouă lucrurile care te învață motociclismul versus lucrurile care nu te învață. Păi, motociclismul, pe lângă senzația de libertate oferită, te învață mai ales despre camaraderie. În ciuda tuturor samsarilor de motociclete și în ciuda tuturor legendelor urbane despre cluburi, grupuri, grupări, etc., motociclismul te învață despre camaraderie. Iar noi, ca oameni, căutăm lucrul ăsta fără să ne dăm seama. Oricât de singuratici am fi, parcă ni se umple inima când la drum ne însoțește cineva sau când ne găsim pe undeva cu vreun coleg. Împărtășim idei, experiențe, dar mai ales dorința de a avea asfalt uscat amândoi. Omul, culoarea pielii, naționalitatea, nu contează absolut deloc dacă sub el are două roți, cu debit killer sau fără, prietenia apare instant. Apoi, sentimentul de unitate. Nu e încă o stare de fapt, dar ne unește în multe momente, de la cele mai fericite la cele mai triste. Motociclismul este cu și despre oameni, dar mai ales despre povești, care așteaptă să fie împărtășite. Nu e despre cea mai tare motocicletă sau despre cel mai nebun rider, e despre poveste. Iar motociclismul înseamnă să trăiești ca să apuci să povestești. Se spune că lucrul cel mai important este călătoria, nu destinația, dar nu și motociclism. Priveliștea de pe drum nu mai are nicio relevanță dacă nu mai apuci să o povestești la o bere sau la un ceaun cu cei dragi. Apoi, lucrurile despre care nu te pregătește motociclismul cred că sunt evidente. Nu-ți spune că asfaltul doare și uneori doare al naibii de tare, dar nu prin prisma loviturii, ci prin prisma durerii provocate celor din jur. Tu percepi totul ca pe un simplu accident, cei dragi ție privesc totul prin prisma motocicletei. Ea te-a adus în acel punct, ea ți-a făcut rău, ea este baobaul de care trebuie să te ferești. Neștiind ei că, de fapt, baobaul în orice poveste ești doar tu, cel care călărești motorul în acel moment și că totul se întâmplă în primul rând din cauza ta. Vinovații căutăm din mândrie. Din mândria de a ne recunoaște greșelile și nu se aplică doar în motociclism, ci și în viață. După toate astea, cel mai important este să învățăm din greșeli și să nu le uităm, privind mereu la cicatrici, asemenea samurailor, cum spunea un prieten. Asta ne ajută când ne credem fără oprire. Atunci e momentul să ne oprim pentru o secundă și să atingem cicatricea. Ne va aduce aminte că suntem oameni. În rest, motociclismul a fost, este și va fi despre povești.